Vreau să analizăm predicția surprinzătoare a lui Robert Kiyosaki despre Bitcoin și dacă este posibil ca acesta să atingă 350.000 de dolari până în august 2024 sau ce criptomonede să cumpărăm ca să ne protejăm. De asemenea, vom discuta și despre alte noutăți interesante din lumea cripto și oportunități de investiții, dar și o postare făcută de Bâlu Mihnea despre comunitatea cripto din România în care m-am regăsit și eu și vreau să o împărtășesc și cu voi. Hai să vedem acum ce a spus Robert Kiyosaki. Tweet-ul a fost postat chiar astăzi la ora 1 noaptea. Bitcoin va fi 350.000 de dolari până pe 25 august 2024. Nu este o minciună. Este o predicție, o speculație, o opinie, dar nu este o minciună. Este o momeală pentru fraier, dar nu este o minciună pentru că orice predicție despre viitor n-are cum să fie o minciună. El vrea ca Bitcoin să fie 350.000 de dolari, dar este doar o predicție. Spune că este încrezător că Bitcoin o să atingă 350.000 de dolari undeva în 2024, dar este doar un obiectiv, un vis și o dorință. Deci nu spune că 100% o să se întâmple asta. El continuă să cumpere mai mult Bitcoin, Ethereum și Solana pentru că este destul de sigur că prețurile lor vor continua să crească. El spune că este atât de încrezător, în special pentru Bitcoin, Ethereum și Solana, pentru că liderii lor sunt foarte incompetenți și se referă la președintele Biden, secretarul trezoreriei Yellen și președintele Fed Jerome Powell. Pe final, chiar aici ne spune să cumpărăm mult aur, argint, Bitcoin, Solana și Ethereum, ca să ne protejăm de acești trei lideri. Nici nu știu de unde să încep. Cum a spus și el în tweet, este o momială pentru fraier și doar își dorește să se întâmple asta. Așa și eu pot să-mi doresc ca Bitcoin să fie un milion de dolari, Eagle să ajungă la 10.000 de dolari și tot felul de chestii de genul acesta, însă la final o să spun că este doar o predicție. Referitor la prețul de 350.000 de dolari pentru un Bitcoin până în 25 august 2024, nu prea sunt de acord. Haideți să vă spun și de ce. Ne ducem aici pe CoinMarketCap la criptomonede, numai să se încarce pagina. Imaginați-vă că Bitcoin are un market cap de 1,4 trilioane de dolari în momentul acesta. Ca să atingă 350.000 de dolari ar însemna ca Bitcoin să facă 5x din punctul acesta și market cap-ul să atingă 7 trilioane în capitalizare. Asta ar însemna că Bitcoin ar fi mai mare ca și Nvidia de 2 ori, pentru că Nvidia tocmai ce a atins, dacă nu mă înșel chiar ieri, 3 trilioane în market cap. Dacă venea și el și spunea undeva la 100.000 de dolari până în august, putea să fie mult mai credibil. Însă postarea lui cred că are mai mult scopul să creeze controverse decât să arate adevărul. Până la 100.000 de dolari ar trebui să crească, din punctul acesta, undeva la 40-45%, ceea ce este mult mai realizabil decât 5x. Când apar genul acesta de predicții, ar trebui să ne gândim puțin dacă este realizabil ceea ce spune persoana respectivă sau nu. S-ar putea ca odată și odată Bitcoin chiar să atingă 350.000 de dolari, dar nu cred că o să fac acest lucru într-un timp atât de scurt. Apropo, dacă ai ajuns până în punctul acesta și îți place conținutul pe care noi îl facem aici, poți ajuta acest canal printr-un like sau printr-un comentariu. Noi uităm puțin și peste ETF-urile Bitcoin Spot din America pentru că încă au un moment puternic. Ieri au mai intrat destul de mulți bani și dacă ne uităm pe grafic, vedem 488 de milioane de dolari și o zi în urmă au intrat 886 de milioane de dolari. Este super bine că aceste ETF-uri continuă seria de zile consecutive de inflow-uri și într-o anumită măsură se vede acest lucru și pe graficul Bitcoin. Haideți să mergem și pe CryptoBubble să vedem cum arată piața cripto astăzi. Este cumva împărțită în jumate-jumate. Avem un meme coin care a crescut destul de mult, Bread. Acesta este noul, proiectul există de ceva timp, dar este promovat intens de cei de la Base. Uitați-vă și voi, are o creștere de 31.4% în ultima zi. Vedeți, Bitcoin este la 71.200 de dolari. Mare nevoie de aproximativ 2.000 de dolari și face un nou maxim istoric. Se simte, practic, probabil și de la ETF-uri, probabil și din alte surse, dar se vede acest lucru și se reflectă și în prețul Bitcoin. Ethereum la 3849 și mare un pic până să înceapă tranzacționarea ETF-urilor spot în America și cred eu că o să aibă ceva mișcări interesante și Ethereum odată ce aceste ETF-uri o să înceapă tranzacționarea. BNB și el la 705 dolari, astăzi s-a anunțat un nou proiect pe launchpool-ul Binance care se numește io.net.
Am participat la acest proiect la Airdrop, este disponibil și în lista mea cu airdrop-uri, însă s-a terminat prima fază, eu n-am avut noroc să fiu eligibil, însă poate cineva dintre voi a participat și pot doar să vă felicit dacă ați participat și sunteți eligibili. Dacă nu ești deja în grupul de Telegram sau pe Twitter, linkurile le găsești în descriere și te aștept și acolo pentru update-uri mult mai rapide decât pe YouTube. Eu o să farmez acest proiect pe Binance IONET cu BNB-ul disponibil și vă recomand și vouă să participați dacă aveți BNB sau FDUSD, pentru că mâine o să înceapă launch-ul și efectiv sunt niște bani gratis. Vreau să vă prezint o nouă campanie de la Bybit prin care puteți să câștigați niște bani atât pentru utilizatorii noi cât și pentru cei vechi. Câștigul potențial pentru utilizatorii noi este de $260. Dacă nu ai cont pe Bybit și îți creezi un cont folosind linkul din descrierea acestui clip, te înscrii la acest eveniment, apeși pur și simplu pe register și completezi task-urile. Uită-te aici, pentru utilizatorii noi, pe lângă că îți faci cont, faci verificarea, depui minim $100 și în primul trade cumperi de orice sumă tokenul ulti. Pentru acest lucru, dacă o să te grăbești și o să parcurgi rapid pașii, o să primești 1000 de tokeni ulti și țin să menționez că reward-ul este limitat, deci cu cât faci mai repede task-urile, cu atât ai șansă mai mare să câștigi. 1000 de tokeni ulti este reward-ul și dacă te uiți aici la ulti, vezi că el valorează $0.06 în punctul acesta, deci $60. Iar pe lângă asta, dacă faci pași și îți creezi un cont pe Bybit, o să mai intri la un alt giveaway în care poți să câștigi un bilet de $200 la Beach Please, un festival românesc foarte mare și se întâmplă acest lucru pentru că Bybit este sponsor. Pentru utilizatorii deja existenți, aveți alte task-uri, vedeți, $200 trebuie să depui și să faci trading de 200 de USDT tokenul ulti. Poți să cumperi de $200, după să vinzi direct și ai completat task-urile și pentru asta primești 625 de ulti. Dar și utilizatorii existenți, dacă ei fac un volum de trading, de exemplu dacă faci un volum de $100.000 de trading, o să ai o șansă la giveaway. Dacă faci un volum de tranzacționare de $500.000, o să ai direct un bilet garantat la BeachPlease de $200. Pe final am găsit o postare foarte interesantă făcută de Bâlâ Mihnea pe care vreau să vă prezint și vouă pentru că are foarte mare dreptate din punctul meu de vedere. Probabil îl cunoașteți deja pe Mihnea, nu cred că mai este nevoie să-i fac o altă introducere și el spune așa. Mulțumesc Multiversix pentru ce ai făcut pentru România, această postare nu este sponsorizată și nici la vrăjeală nu este făcută. El a fost de curând la un eveniment Binance Campus, unde a avut ocazia să vorbească cu influenceri din Cehia, Slovacia, Ungaria, Lituania și multe alte țări. Și știți ce aveau toți în comun? Sau mai degrabă, ce nu aveau? Un proiect de succes în țara lor. Lipsa unui proiect de succes în țara lor face munca lor și mai grea, după ce că este oricum destul de grea. Îi mulțumește lui Multiversix pentru că a pus România pe hartă și a reușit să inspire o tonă de români să intre în spațiul acesta. A reușit să îmbogățească o grămadă de români și a transformat probabil România într-un hub cripto important în zona asta a României. Toate celelalte țări nu au atâtea proiecte pe câte avem noi. După Multiversix, apetitul de dezvoltare cripto în România a bubuit, pentru că s-a demonstrat că se poate și că există interes mult în țara noastră. El spune că a fost destul de amuzant să-i întrebe pe acești influenceri și să spună un proiect din țara lor și să nu fie în stare să zică nici măcar unul. Puteți să le dați cu hate acum și se referă la Multiversix, că putem să-i înjurăm și să nu mai fim mulțumiți de ei. Și pe el îl deranjează o grămadă de lucruri, dar dacă este ceva ce trebuie să-i dăm cezarului, este că dacă Multiversix nu exista, probabil nu eram nici noi aici ca și popor cripto. Mie nu mi-a plăcut foarte mult postarea făcută de el și eu mă regăsesc într-o anumită măsură pentru că nici eu probabil nu eram în cripto dacă nu auzeam de Multiversix și poate o să vă regăsiți și voi în această poveste. Tocmai de asta am vrut să vă împărtășesc și vouă. Și dacă chiar ai ajuns până aici, chiar sunt curios, spune-mi într-un comentariu dacă te regăsești și tu în această poveste sau suntem doar puțini. Și prin puțin mă refer la eu care m-am regăsit în această poveste. Am început cu Multiversix, după mi-am dat seama că există multe alte proiecte și nu este doar Multiversix. Am început și să diversific, în momentul de față am Multiversix sub 20% din tot portofoliul meu în cripto și plănuiesc să duc și mai jos. Nu cred că este deloc sănătos ca să ai un singur proiect în portofoliu.
Probabil dacă ar fi Bitcoin, ar fi în regulă, dar nici cu Bitcoin. Cred că este important să te diversifici și să ai mai multe monede. Să ai mai multe narrative, poate să ai ceva de gaming, de AI, de DeFi, de Layer 1, Layer 2 și așa mai departe. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până aici. Nu uitați să vă alăturați pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram, linkurile le aveți în descriere. Nu uitați și de promoția cu Bybit, o să găsiți link în descriere ca să vă alăturați. Dacă cineva își dorește cumva să susțină canalul, să aibă acces la niște beneficii extra, se poate alătura ca membru și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.